Un singur lucru care l-am luat eu de acolo, de la casa părintească, era nucul. Eu l-am săpat de după casă și mintă, care am crescut, care îmi plăcea grozav să beau ceai cu minte. Și fac acest lucru și astăzi, și aici, și la Moscova, și oriunde mă duc, eu duc cu mine această plantă și aceste nuci, fiindcă restul toate s-au furat. Mai târziu, ori mai devreme, desigur că la fiecare din noi, că trebuie să facem aici la noi în creier niște ordini, să punem, să așezăm toate la locurile lor cuvenite. Deci și eu azi, știu, la această etapă de viață, desigur că tot încep să... încerc să fac această ordine și mi-amintesc cam cum am venit eu la Chișinău, mi-amintesc de acei ani grei de după război, când era lumea foarte, foarte anevoioasă, dar era cu mult, cu mult mai bună. Eu mi-amintesc că ieșeam la șosea și ridica mâini, de ce la urmă mergea câte o mașină, poate o dată pe zi. Și ne lua, uite, ne lua fără plată, fără bani, ne aducea și foarte, foarte bine. Deci eu mi-am amintesc că prima dată când am venit la Chișinău, unde am crezut că am nimerit? Am venit la miliție, din cauza că eram copii de 14 ani, desigur că fără părinți, fără bunici, fără însoțitori, ne-au, acolo ne-au repartizat. Am stat acolo, dar vorbesc la plural, de cauza că eram patru băieți. Eram eu, eram Eugen Verbețchi, care am învățat cu el într-o clasă, era Costvițchi, Vasile, și era Gheorghe Murga, care... Toți patru am venit la Chișinău ca să ne arătăm la școala de muzică și abia seara am venit. Dar am venit, Pepe, unde, hai, paznică, ce credeți, ne-a dat drumul? Nu ne-a dat drumul. Aia care era în șosea, cei de la țară, aceia ne-au adus fără plată. Asta nu, nici într-un caz nu ne-a dat drumul și noi... Am dormit sub prag la intrare la școală, care acum îmi poartă numele, și uite, și, dar nu numai noi patru, eram cinci, din cazul că al cincilea era Drujoc, un cățeluș. Eugen Doca este un compozitor renumit. Noi studiem la școală care poartă numele lui Eugen Doca. Marele maestru a scris Scripunela, Ursuleții și mai multe alte. Fiecare din acești patru băieți am ocupat locul cuvenit în lumea muzicală, în viața muzicală a Moldovei și slava Domnului că așa s-a întâmplat, din cauza că era iarăși, mă întorc la aceeași noțiune de lume bună,
care ne-au susținut, ne-au primit, ne-au învățat, ne-au repartizat și uite, pe mine m-au repartizat la violoncel, că uite că palma e lată și e foarte bine pentru violoncel, bine la violoncel, cu toate că mi-am tot mă uitam la aia care poartă cu ei flauți, care nu ocupă loc mult, sau chiar trompete, sau mandoline. Dar eu tăriam acest violoncel și care era mai mare ca mine. Toți mă iubeam, nu știu de ce, pentru că oricare am cel mai mic de statură, eu nu creșteam până la 18 ani. Dar mă ocupam cu drag, dar cât mă ocupam? Fiindcă nici violoncel nu aveam. Mă duceam la niște oameni acasă, de două ori pe săptămână, puteți să vă închipuiți. Și așa un an și jumate a durat această așa numită lecție de violoncel și se ocupa un oricare furman, care pe urmă a plecat în altă țară de origine și eu am rămas în genere fără pedagog. Dar în acest an și jumate, măcar de a purta arcușul nu m-a învățat. Și a venit Pablo Giovanni Bacini, care îl chemam noi, Pavel Ivanovici Bacini, un om în etate, care se ocupa fiecare zi cu mine de la ora 6 până la 8:30, zi la zi. El, prin modul său de comportament, prin faptul cum el se prezenta, cum se comporta cu mine ca elev, mi-a implantat această dragoste de muzică, m-a îndrăgostit în muzică. Și cred că datorită lui s-au întâmplat multele în viața mea, multe lucruri frumoase, fiindcă deja fiind dumnealui dirijor al orchestrei radio și eu studiind la conservator în anul 3, abia la început, m-a invitat să cânt în această orchestră. Dumnealui mi-a cântat prima mea prima mea încercare de a scrie cât ceva care se chema un cântec Floare d'albă de livadă, care l-a cântat colega mea de clasă, care o chema Măricica. Măricica, care foarte, foarte repede a apărut deja pe alt continent, chiar, da, într-adevăr, pe alt continent, în Asia, deci în Japonia, că deja nu Măricica, dar Maria Bieș. Eu am rămas încă pe mulți, mulți, mulți ani, încă acela Jenia Doga. Jenia îmi plac cu violoncelul lui, mare, așa, ea, în Alpunie, lângă banca aceea și eu trebuia să sar peste dânsul. Nu, pe urmă s-a schimbat toate, dar mi-aduc momentele astea aminte.
Nu, și mai târziu, de acum, mult mi-a ajutat. Știți, eu am venit fără pregătire la conservatoriu. Eu nu știam notele, nu știam solfegiu, nu știam armonia, nimic nu știam. Și dânsul, odată l-am rugat, zic, spuneți, vă rog, cum se face asta, ce asta? Și el mi-a ajutat. Și când acolo, hai eu încă o dată, și a două, și a trei, și pe urmă el așa s-a deprins, Maria, hai, dă să fac, zic, armonia. Au mai trecut ani de acum și Eugenie Doga s-a făcut compozitor mare de acum, cunoștea lumea, a scris muzică pentru multe filme. Și el s-a apropiat și spune, Maria, iată niște romanțe pe versurile lui Eminescu. Zic, dă-le încoace. Terminat deja conservatorul de la compoziție, atunci deja am început să mă ocup serios de profesional. Asta este venirea mea în lumea muzicală. Dar mai este o altă lume, o altă lume și iarăși venirea, venirea mea pe această lume. Eu am apărut la părinți cam târziu, ar zice eu, fiindcă o nenorocire, deportări, deci era anii 30, vă închipuiți ce era. Eu doar nu în Basarabia am născut, eu m-am născut în partea stângă a Moldovei, deci în Transnistria. Și ce se întâmplă? Se întâmplă că, uite, abia în 37 eu am apărut, dar am apărut foarte frumos. În prima zi de primăvară. Extraordinar. Așa îmi place chestia asta, fiindcă se vede că așa a fost destinul. Este și o mărturie foarte prețioasă la mine. Această mărturie am primit-o de la unchiul meu de la București, care îl chema Grigorie Chișleanu. Bunica ta a fost verișoară cu mine. Străbunica ta a fost soră cu tata meu. Adică tu ești a treia generație. A treia. Că Eugen este a doua. Da. Taică tău este a doua, tu ești a treia. De la mine. Bunica mea Nadia, care s-a născut în Basarabia, la Saharna, era din familia Chișleanu. Deci purta numele de fată Chișleanu. S-a arătat la Mocra și a devenit vizir. Dar mama, ce s-a arătat, a devenit Doga. Unde ești, măicuța mea?
mea. Unde ești, măicuța mea? Unde ești? Unde ești, măicuța? Unde ești? Și uite aici, acest unchi Grigore Chișleanu le descrie toate și cartea asta este la mine azi. Eu a trebuit să o completez și o transmit mai departe. Cred că lui Vioric o să i-o dau. Este foarte interesant să fie continuată această poveste a neamului, dar începe deci, această poveste cu adâncime peste 300 de ani încolo. Deci este extraordinar. Deci, cum descrie dumnealui? Că un oricare ion de la poalele Dunării, deci pe linia genealogică a mamei, deci a Câșlenilor, avea o turme de oi imense și în căutarea pășunilor tot migra unde se putea întreține aceste oi. Și a ajuns pe malul Nistrului spre nord, mișcându-se, a ajuns la o localitate unde i-a plăcut extraordinar. Era o văgăună cu cascade de apă, cu pășuni foarte frumoase și Nistru aici alături, deci era foarte frumos. Și el acolo s-a stabilit ca să facă și nu numai chișle pentru oi, dar și casă pentru familie. Și acest Ion, deoarece era cu aceste oi și cu aceste chișle pentru oi, s-a spus numele Chișleanu. E foarte, foarte frumos și foarte simplu. Eu sunt cunoscut și cu acest Toader pictor. Multe picturi am, Nistru, cu biserica care nu mai este din cauza că n-au construit hidrocentrala de la Dubăsari. Desigur că au inundat multe sate și inclusiv și, uite, și aici și Zaharna. Biserica era pe malul Nistrului, se vede că și arhivele cele a familiei, fiindcă toți acolo erau botezați, toți acolo se vede că erau cununați, s-au stricat toate aceste lucruri, dar tabloul a rămas cu imaginea aceea de pe vremea când era această biserică, când nu era încă această nenorocită hidrocentrală. Se zice că orice caz iar să se descrie în această carte că la Orhei era iarăși o rudă din acești chișleni care cânta la vioară extraordinar și compunea. Deci, putem să-l numea un Mozart. A avut în genealogie asta, au fost și vreo 2-3 muzicieni. Prin naștere au avut clasă, au cântat, au fost instrumente. Adică au ieșit în evidență față de ceilalți cântăreți care, mă rog, la anunț, la botezul astea, ăștia cântau mai deosebit, pentru că atunci în Basarabia era pe linie muzicală școala de cântăreți de la seminarul de la Chișinău, teologie. Mai era în familia noastră, iarăși pe linia mamei, și muzicieni care avea un special document, un certificat pentru dreptul de a prelucra imnuri bisericești, ceea ce se făcea nu pentru fiecare. Deci era oameni, se vede că cu spirit acest artistic care îl avem. Eu aș zice că mi-a cazut și mie norocul, cred că undeva, eu știu, de a fi parte din această familie artistică, fiindcă peste Nistru s-a aruncat prin această biata măcă Nadia, adică această, vocație,
Eu aș numi-o azi, nu atât vocație, pentru mine este o datorie. Din păcate, trece timpul să schimbă modul de viață al nostru și noi multele nu le observăm, când le pierdem, atunci observăm că nu le avem. Să zicem, covorul care l-a primit mama în dar când s-a măritat. Iarăși, covorul acela era pentru bunica mea dar de nuntă, țestrea de nuntă. A trecut foarte mult și abia că când trebuia să merg la învățătură, atunci mama l-a pus la încercare acest covor. Pentru un compozitor, desigur că și instrumentul cu care este muzica acestui compozitor înviată, fiindcă notele sunt în semn de moarte, este interpretul. Și eu tot timpul se sunt în căutarea acestor interpreți. A apărut Ludmila Mișov. La conservator el era în anul 5, eu eram în anul 1. Și acolo ne întâlneam și el tot așa a manifestat un interes oarecare și mi-a arătat, zice, uite, eu fac unele încercări. Ludmila era o cântăreață extraordinar de promițătoare și care m-a pus mai mult ca asta. Deci eu prima dată, aflându-mă la ei, am aflat de Eminescu. Prima dată la ei în casă am ținut ca carte de coșbuc. Și Stratea, a apărut și Cepraga, a apărut și Strezeva, și Margareta Ivanuș, și Olga Ciolacu, și Ion Surucianu. Cine numai n-au cântat. Omul crește, iarba crește. Toți care erau pe vremea aceea, unii la început, alții mai consacrați, dar fiecare își aducea culoarea lui ca interpret, ca artist, ca o nouă suflare în muzica mea. Soarele jos a picat, soarele, soarele, ca rochia ta din pat. Soarele, soarele, cade o frunză din înalt. Frunzele, frunzele, ca palma mea din părul tău cald. Frunzele, frunzele, ca palma mea din părul tău cald. Frunzele, frunzele. Asta este sursa care trebuie mereu căutată. Și eu și azi, chiar având la Chișinău foarte mulți interpreți buni care acum unii îi cunosc, pe alții numai am auzit de ei, dar îi caut. Chipul tău frumos, să-l privesc întreg, cu atât folos să mă aleg. Se apar ca-n vii,
face nevede, care mi-au surâs până ei. Tu ca să mă lași genul de pădure. Din povești, glasa dulcei guri, unde ești? Na 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 na. Sper că îi voi găsi. De exemplu, am auzit și imediat și am căutat să contactez cu Valentina Naforniță. Ai o cântăreață extraordinară, tânără, frumoasă, talentată. Și uite aici, imediat de sigur că îți vine să creezi. Natura toate le-a aranjat până la apariția noastră pe lumea asta. Uite, aici toată filosofia simplă. Fiindcă așa se vede că a fost dat. Când eu m-am dizis deja de compoziție și nu mai credeam că voi scrie, fiindcă după două conservatoare și două ani de tăcere nu am scris nimica, mă invită pentru a scrie muzică, vine, da, vine un oarecare cu o mustețe într-o lebus și mă cheamă să ies și mă afară, zic că îmi treagă la, treagă la moacă acest individ suspect. Când acolo zici că domnule, dar știi că uite, Vodă era cu limba, era foarte corect și pe atunci el, deci domnule, și așa vorbea el, domnule, uite, noi facem aici un film care se va numi Se caută un paznic, după Ivan Turbin, că știu că eu nu prea știam ce e Ivan Turbin, că de unde eu eram alt fel educat. Am dorit ca să scrieți muzică. Zic, mă, dragă, hai o habar, și nu știu cum să scrie muzică pentru filme. Încep să mă împotrivesc și atunci, ca să mă convincă, zic că nu, fii pe pace, că zic că noi toți suntem novice, toți suntem în premieră. Și eu, și Ioviță, și Ungureanu, și Balan, și Volontir, deci toți suntem în premieră. Așa că, da, așa că tot avem regulă. Zic, bine, dacă toți suntem așa la fel, zic, bă, bun, hai să fac. Mi-aduc scenariul, citesc un scenariu, dar uite, se vede că e ceva intuitiv. Fiindcă ce am făcut eu atunci, chiar schematic, schema așa, am făcut această explicație muzicală, am făcut exact așa cum se face. Eu nu știam regulile astea, habarnă, că nu am avut cu nimeni contacte. Am intuit această formă, care o practic și azi. Principal la ce am ajuns eu
în această întâlnire cu Vodă, că în acest film va fi și muzică corală, și muzică bisericească, și muzică de estradă, și muzică clasică. Omule, în fața ta se află Domnul nostru Dumnezeu. Îți întoarce graiul și auzul. Întors la mine este principen întoarcerea la folclor. Fiindcă lăutarea a fost anume acea temă și acel film unde trebuia să scriu pe baza muzicii populare românești, să scriu ceva de altă natură. Acolo au fost încadrate coruri academice, ceea ce în muzică populară nu prea sunt. Compozitor este născut, iar nu făcut. Eu când ascult un cântec de Doga, să nu-mi spună nimeni, adică să nu, chiar dacă nu este anunțat, pentru că eu știu că aparține lui Doga. Tocmai de ce m-am întovărășit, ca zic așa, m-am înfrățit, m-am împrietenit cu Doga, pentru că am văzut în el un mare compozitor. Știam că le fac pentru Doga, nu pentru film, și nu puteam să-mi permit așa, să fac și eu așa cumva. Maria Mirabela, doi crini cu opte povești, sub cerul ca umbrela, alături de prieteni, ce bine să trăiești. Maria Mirabela, Maria Mirabela, sub cel ca umbrela, alături de prieteni, ce bine să trăiești. Sub cel ca umbrela, alături de prieteni, ce bine, ce bine, ce bine. Colaborarea noastră cu maestru Doga la filmul Patul lui Procust a început în momentul când deja filmările erau în mare parte realizate și am avut posibilitatea să-i arătăm maestrului materialul filmat. I-a plăcut. Maestru Doga, pe parcursul anilor, a reușit să realizeze ceea ce multora nu le-a reușit, anume să nu îmbătrânească.
pentru că, din păcate, multă lume talentată la un moment dat obosește și zice: ei, mai lăsați-mă, n-am fost apreciat, nu m-ați înțeles, nu m-ați apreciat la justa valoare, uitați-vă ce am făcut. Despre maestru Doga se poate spune că nu este nici astăzi apreciat la justa lui valoare. Din păcate, țara care l-a lansat este atât de mică, Republica Moldova noastră, încât valoarea maestrului Doga nu încape în această țară ca să fie apreciată la justa valoare. Pe maestru Doga de astăzi îl cunoaște foarte puțină lume, dar el este altul. El a plecat de la acel Doga din perioada sovietică, a avansat foarte mult, a devenit alt om, a devenit alt compozitor, a scris muzică pe care noi nici măcar n-am auzit-o aici în Moldova, pentru că nu ne-am dat interesul. Eu l-aș compara pe Doga cu un avion care zboară deasupra noastră și nici cum nu poate atereza aici, pentru că terenul e foarte scurt. Și din când în când este nevoie să zboare înapoi la Moscova și acolo să se alimenteze, să se realimenteze pentru a putea zbura mai departe. Astfel îmi explic faptul că, având casă la Moscova, se întoarce încoace, aici vrea să el să fie locul lui de bază, dar acest loc, din păcate, este prea mic și nu-l încape. Maestru Doga este un nume notoriu în toată lumea. Eu vreau să-i doresc maestrului multă inspirație, multă sănătate, putere, să meargă înainte, să creeze marea operă la care lucrează toată viața lui și să nu contenească de a fi în permanență un om tânăr, un om care știe să simtă vremea, un om care retrăiește pentru tot ce se întâmplă. Și sincer sper să vină o vreme și aici la noi când maestru Doga va fi apreciat, dacă nu la justa lui valoare, cel puțin să tindem să-l înțelegem și să-l apreciem. Ar fi o fericire pentru ea ca el să o găsească. Mă cred dacă evit să cunoști o femeie ca asta. Colaborarea mea cu Eugen Doga are amintiri strălucite. Pe o parte cu seriatul lui de creație pe care l-am dirijat în toate centrele. Kiev, Moscova, Leningrad, Sochi, cu nebunia oamenilor. Când ieșea Doga într-un costum alb și iară urla publicul și Doga povestea cum a montat și ce a făcut, cum a scris. Asta a fost o bucurie și o mândrie că am avut așa momente. Se vede că perioada aceea când era timpul meu datorit și desigur că având pe scenă orchestra lui Batchen și cu el în frunte, desigur că mă simțeam foarte, foarte bine.
Я благодарен ему за то, что он рискнул и пригласил классический оркестр исполнить, в общем, как считается, не классическая музыка, хотя это совсем не так, поскольку, естественно, это уже классика, и классика многожанрова. И в одном из первых наших встреч нам удалось создать вот эту атмосферу красивого живого концерта. Поэтому раз в год, раз в два года мы что-то повторяем, что-то он приносит новое, чтобы чаще звучала его музыка. На всех сценах, и классических, и академических, и неакадемических, на всех сценах России и мира. De excepție și după ani a rămas în memoria mea ca un concert excepțional. Maestru Doga, prin muzica lui, ne-a impresionat pe toți. Atunci a fost Orchestra Filarmonicii George Enescu, noi toți care am gustat muzica dânsului, nu numai din filmele văzute, dar am cunoscut în profunzime și celelalte aspecte ale muzicii dânsului. Îi urez maestrului Doga mulți ani cu sănătate și cu puterea de a ne dărui aceste nestemate ale muzicii universale, deoarece dânsul aparține de mulți ani muzicii universale prin calitate și pe teritoriul care este cunoscută muzica lui, nu numai în Moldova, Rusia sau România, să zicem, dar și în multe alte țări. Din mai mult timp concertez cu Svetlana Mareeva sau cu Veronica Knau. Я не могу просто спокойно говорить о творчестве Евгения Дмитриевича, потому что мою жизнь оно озарило. Это загадка Бога, который наградил этого человека таким даром. Даром и простоты, и мелодичности, и музыкальности, и этим ходом к сердцу слушателя, который мне, как певице, ощущается совершенно естественно. Мне не нужно каким-то образом себя вот настраивать, готовить. Это так прямо в сердце попадает, что ты начинаешь звучать сама, естественно и мгновенно. De Emil Loteanu, probabil că eu sunt al doilea om care am avut cel mai mult de-a face cu muzica lui Eugen Doga. Vă închipuiți muzica la spectacolele montate de mine a răsunat și în timpul repetițiilor, și în timpul reprezentărilor, dar și în timpul când, de exemplu, Păsările tinereții noastre au fost transmise la televiziunea centrală din Moscova și a ajuns în fiecare colț al fostei Uniuni Sovietice. Sfânta Sfintelor, Dion Druță, iarăși cu muzica lui Eugen Doga, a fost transmisă iarăși la televiziunea centrală
se păstrează în fond. Muzica lui e superbă, că e fascinantă, că e cea mai potrivită pentru această bucată muzicală și pentru aceste cuvinte. Așa că, credeți-mă, depun mărturie, este o muzică ieșită din comun și totodată o muzică a tuturor. Eugen Doga, trebuie să spunem că el este într-adevăr un mare academician, mare personalitate. Când vorbești cu el, ai așa o presimțire că vorbești cu Moldova. Când îl asculți pe el, îți face o senzație că ești cu universul sau asculți universul, pentru că muzica lui este absolut universală. El este un simplu om care conține în sine o mare valoare care el o promovează și se numește muzica lui Doga. Noi suntem un popor foarte fericit pentru că îl avem pe Doga. Alții îl caută zeci de ani, îl pescuiesc prin diferite țări pentru ca să-l atragă, pentru ca să-l aibă în țara lor, ca deci să o cânte. Dar noi îl avem aici pentru că s-a născut aici, în țara noastră, în Republica Moldova, și din păcatele nostru, pe acest mare om, pe acest mare compozitor, pe acest mare academician, noi nu am fost în stare să-l ținem tot timpul la noi acasă. El, practic, a fost mai mult valorificat de altcineva. Dar el ne-a cântat pe noi. Eu îi mulțumesc foarte mult colegilor mei care în 1992 au votat unanim să-l aleagă pe maestru Eugen Doga, membru titular al Academiei de Științe, cu care ne mândrim. Vreau la această vârstă frumoasă de 75 de ani să doresc în primul rând multă sănătate. Creativitate, pentru că are în sine încă multă energie. Dumnezeu i-a dat pentru încă mulți ani înainte creativitate. Vasile Iovu, care cu Naiu, desigur, care mă însoțesc de mai mulți ani în toate concertele mele. Am fost dintre puținii norocoși care, din artiști care au colaborat cu maestru Eugen Doga. Și prin asta sunt împlinit într-un fel, că chiar de la începuturi i-am cântat aproape în piesele lui scrise de maestru. Am participat la mai multe serate de creații, la mai multe spectacole extraordinare a maestrului, și la noi în Chișinău, și la Sankt Petersburg, și la Moscova, și am avut și fericita ocazie să particip în concertul extraordinar de la Ateneul Român. Pentru spectacolul ăsta domnul Doga spunea că asta este visul vieții mele și slavă Domnului că s-a împlinit visul acesta. Sunt fericit de momentul colaborării cu maestru Eugen Doga
și să-i doresc multă, multă sănătate, la mulți ani și să mai scrie muzică și să fim împreună cât o să dea Dumnezeu. Mi-am place, uite, când stau la mine, tot timpul stau aici notele, stau și eu caut ca aceste celule care sunt necomplectate să le completez. La fel și viața așa este, tot o partitură, tot trebuiește completată prin fapte concrete, zi la zi. Fiecare întâlnire cu spectatorii, fiecare întâlnire cu cei pentru care eu lucrez, este o mare și o mare sărbătoare. Mai mult ca asta, este și sărbătoare vinirea mea acasă, fiindcă eu tare, tare mă tânjesc de dorul casei.